Bună seara, sunt Iana Ambros și vă prezint știrile ProTV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Americanii își votează azi următorul președinte al țării. Acum câteva ore s-au deschis secțiile de votare, iar alegerile sunt urmărite cu atenție în întreaga lume, inclusiv în Moldova, unde războiul din Ucraina stârnește temeri puternice. Ofițerii CNA și procurorii au descins astăzi cu percheziții la 5 angajați de la agenția Molțirva, care ar fi furat 4 milioane de lei oferiți de Uniunea Europeană pentru reconstrucția mai multor imobile în rezervația Prutul de Jos. În acest an, compensațiile la energie nu vor fi făcute direct în factură, ci vor fi acordate sub formă de bani pe card sau la poștă. Peste 50.000 de cereri au fost depuse în prima zi. Compensația va fi stabilită în baza unor criterii specifice legate de fiecare gospodărie în parte. Ne referim la veniturile globale ale familiei, ne referim la membrii de familie care sunt în gospodărie. Este ziua alegerilor în Statele Unite. Milioane de americani sunt așteptați la urne pentru a decide cine va fi următorul președinte al țării. Donald Trump și Kamala Harris se află într-o cursă extrem de strânsă, care este posibil să fie diferențiată de câteva mii de voturi. Și cum fiecare vot contează, candidații au făcut campanie până în ultimul moment. După o campanie tumultoasă, marcată de întorsături spectaculoase și o polarizare fără precedent a societății, cursa pentru Casa Albă a intrat astfel în linie dreaptă. La prima secție deschisă la miezul nopții, în sătucul Dixfield din New Hampshire, aproape de frontiera canadiană, Kamala Harris și Donald Trump au primit câte 3 voturi fiecare. Votul reflectă scorul strâns din sondajele de opinie, în care Harris și Trump sunt umăr la umăr. In general, this election's one of the biggest for America. Americanii votează cu elan, urmând ca după miezul nopții să înceapă să fie transmise rezultatele comitat după comitat, stat după stat. Rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale din SUA nu vor fi cunoscute până în ianuarie 2025, din cauza sistemului electoral al țării. Primele rezultate vor fi oferite de mass media americană, care le va anunța pe parcursul mai multor zile. On election night, don't expect to know the winner. Probably we'll have a pretty good idea who won the presidency maybe around Thursday or Friday. Cu cele 19 mandate în colegiul electoral, Pennsylvania este considerat cel mai important stat cheie. În urmă cu 4 ani, Pennsylvania a fost câștigat de democratul Joe Biden, dar în 2016 balanța a înclinat în favoarea republicanilor. De înțeles că ambii candidați au dus o asiduă muncă de convingere cu alegătorii indeciși. However, the race ain't over yet. And we must finish strong, and this could be one of the closest races in history. Every single vote matters. When you vote tomorrow, we can fix every single problem our country faces and lead America and lead the world to new heights of glory. And indeed, think of that. Trump va vota astăzi în Florida, după care va petrece noaptea cea mai lungă la un centru de evenimente din Palm Beach, alături de echipa lui. Kamala Harris a votat prin corespondență și va aștepta primele rezultate la Universitatea Howard din Washington. Cu această alegere extrem de simbolică, vicepreședinta va aduce un omagiu instituției care a format-o în urmă cu 40 de ani. Alegătorii din SUA votează noul lider de la Casa Albă, dar cursa prezidențială americană trece dincolo de granițe și este urmărită cu atenție în întreaga lume. Cu două războaie în desfășurare, unul în Orientul Mijlociu și altul în Europa, votul de azi va decide viitorul SUA și al lumii. Cei doi au viziuni radical opuse în ceea ce privește Alianța Nord-Atlantică, precum și conflictul din Ucraina. Donald Trump este cunoscut pentru poziția sa anti-NATO și are reputația de a fi foarte conciliant cu Vladimir Putin. În ceea ce privește politica externă, Trump îmbrățișează ceea ce el numește o agenda America First, America pe primul loc. El s-a angajat să țină țara departe de războaie pentru totdeauna. S-a lăudat că relația sa cu Vladimir Putin și respectul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky sunt atât de puternice încât ar putea negocia un sfârșit al războiului în 24 de ore. The thing that bothers me most
It would have never happened if I were president. Well, it did happen, so what are you going to do about it? But it would have never happened. Putin would have never done it for two reasons. Number one, I said, don't do it. He would never have done it. And the other reason was, oil prices were low. Kamala Harris cel mai probabil va continua sprijinul militar și economic masiv al administrației Biden pentru Ucraina, în condițiile în care invazia Rusiei se îndreaptă spre al treilea an. And through the work that I and others did, we brought 50 countries together to support Ukraine in its righteous defense. And because of our support, because of the air defense, the ammunition, the artillery, the javelins, the Abrams tanks that we have provided, Ukraine stands as an independent and free country. De asemenea, vicepreședinta americană este în favoarea întăririi cooperării cu țările membre ale NATO, deoarece consideră că președintele rus Vladimir Putin are planuri dincolo de Ucraina. Există și un scenariu mai pesimist care se vede din discursurile lui Donald Trump, spun analiștii internaționali, și anume o deteriorare poate a relației cu Uniunea Europeană, o incertitudine în privința posturii americane în interiorul NATO și o apropiere de unele regimuri autoritare, inclusiv de Rusia. Secretarul general NATO, Mark Rutte, se declară încrezător că oricine va câștiga alegerile prezidențiale, America nu va părăsi Alianța Nord-Atlantică. Whoever wins those elections, we will work with Kamala Harris, we will work with Donald Trump and make sure that the alliance stays united. I have no doubt, because it is in our interest. It is in our interest here, but also the United States, because they are not in this to not repeat the mistake after the First World War of withdrawing from Europe. Ambii candidați de la Casa Albă au viziuni diferite și față de războiul din Orientul Mijlociu. Democrații pun mai mult accentul pe respectarea principiilor dreptului internațional umanitar și caută un echilibru între dreptul legitim al Israelului de a se apăra împotriva terorismului și salvarea vieților palestinienilor civili. President Biden and I are working around the clock. Because now is the time to get a hostage deal and a ceasefire deal done. Asta în timp ce republicanii împărtășesc o viziune mai tolerantă față de încălcările regulilor de război în timpul operațiunilor militare împotriva terorismului din Orientul Mijlociu. I was saddened by the fate of the Palestinian people. They deserve a far better life. They deserve the chance to achieve their extraordinary potential. În fapt, o analiză atentă a doctrinelor prezidențiale de politică externă arată că, indiferent cât de ostil politic au fost președinții americani, odată intrați în biroul Casei Albe, doctrinele lor au fost compuse dintr-un mixt preluate de la fost administrație, de elemente clasice care definesc tradiția externelor americane și de elemente noi care reflectă personalitatea și viziunea președintelui în funcție. Rezultatele alegerilor din Statele Unite vor influența destinul Republicii Moldova prin felul în care viitoarea administrație de la Washington se va raporta la războiul din Ucraina. O negociere care nu este în interesul Ucrainei, nu este nici în interesul Chișinăului, pentru că apropie Federația Rusă de țara noastră și nu se știe cum va proceda Moscova. Sunt opiniile analiștilor referitoare la impactul scrutinului din SUA asupra Republicii Moldova. Nu atât alegerile din Statele Unite influențează destinul Republicii Moldova, ci mai ales felul în care viitoarea administrație de la Washington se va raporta la războiul din Ucraina, la războiul pe care Rusia îl poartă în Ucraina. De rezultatul acestui război, de felul în care el se va sfârși, va depinde pentru următorul ciclu de câteva decenii, două, trei decenii, va depinde viitorul Republicii Moldova. Mai ales în cazul în care președintele Statelor Unite devine Donald Trump, care a susținut în repetate rânduri că ar putea pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina într-o singură zi, dacă va fi ales din nou președinte. Unele rapoarte indică faptul că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său Moscovei pentru a încheia un acord de pace. El posibil să încerce o negociere care nu este în interesul Ucrainei și respectiv nu este în interesul Republicii Moldova, pentru că apropie Federația Rusă de noi, îi dă un răgaz, îi dă o perioadă de recuperare, după care nu se știe cum va proceda Federația Rusă. Este o iluzie foarte păguboasă să vă închipuiți că dacă războiul se va încheia cu un
înfrângerea Ucrainei, rușii se vor opri pe Nistru, la frontieră, acolo, orice, pardon, aici Republica Moldova, știm, neutralitate, Constituție, nu îndrăznim. Pentru Republica Moldova, în circumstanțele actuale, este extraordinar de important să înțelegem că noi ne aflăm în spatele Ucrainei, iar Federația Rusă în 2022, cu două ocazii documentate, a demonstrat că vrea să invadeze Republica Moldova. Atâta timp cât interferențele Federației Ruse în Republica Moldova vor continua și vor pune în pericol atât Ucraina cât și România ca stat membru NATO, atâta timp noi suntem interesanți și importanți în contextul regional. Potrivit fostului ambasador al Moldovei la Națiunile Unite, în cazul victoriei Kamalei Harris la alegerile din 5 noiembrie, politicile față de Republica Moldova nu se vor schimba, iar țara noastră va avea parte de un sprijin destul de constant. Dacă vine la putere Kamala Harris, într-adevăr, lucrurile se vor schimba, posibil chiar mai spre bine, în relația Republicii Moldova cu Statele Unite. Ne vom menține cel puțin la același nivel de interes sau poate chiar un pic și mai mult. Haideți să așteptăm alegerile, vedem cine iese și nu ne grăbim să tragem concluzii, că niciunul din ăștia doi nu e bun pentru Europa Centrală. Haideți să vedem ce oameni aduc cu ei în administrație. Să vedem cine va fi National Security Advisor, să vedem cine va veni la Pentagon, să vedem cine va veni la State Department, cine va veni la CIA și abia după când vedem echipa formată putem să facem niște analize. Primarul Capitalei a ieșit azi la raport la un an de la preluarea celui de-al doilea mandat. Având în spate echipa sa, acesta s-a lăudat că până acum a realizat aproape 40% din programul său electoral. Doar în ultimul an, 2024, zeci de kilometri de drumuri au fost reparate și modernizate. Asta trebuie să facă primăria și aceste activități nu trebuie puse la realizări importante, spun cei de la comunitatea Primăria Mea, care monitorizează activitatea autorității publice locale. Imediat la știri vedeți despre ce ar fi trebuit să vorbească Ion Ceban și nu a făcut-o. Compensațiile la energie pentru perioada rece a anului vor fi oferite în acest an sub formă de bani care vor fi transferați pe card sau vor putea fi ridicați de la oficiul poștal. Gospodăriile nu vor mai fi împărțite în categorii de vulnerabilitate, iar valoarea ajutorului va fi stabilită individual. Nu este clar care va fi valoarea maximă a compensațiilor în bani. Cert este că cererile fiecărui solicitant vor fi verificate cu ajutorul bazelor de date ale Poliției de Frontieră, Serviciului Fiscal de Stat sau chiar a băncilor. Ministrul Muncii și Protecției Sociale a anunțat într-o conferință de presă că în acest an oamenii nu vor mai primi ajutor în facturi pe perioada rece a anului. Compensațiile vor fi sub formă monetară, adică gospodăriile vor primi bani. În acest an compensațiile vor fi oferite în mod monetar, deci toți beneficiarii vor primi compensația pe cardul bancar sau acestea vor fi disponibile la oficiile poștale. Compensația va fi stabilită în baza unor criterii specifice legate de fiecare gospodărie în parte. Ne referim la veniturile globale ale familiei, ne referim la membrii de familie care sunt în gospodărie. Cererea pentru compensații a fiecărui solicitant va fi verificată minuțios. Toate aceste cereri vor fi analizate prin prisma datelor deținute de exemplu, Serviciul Fiscal de Stat. Haideți să ne uităm puțin la partea de venituri. O să analizăm acele venituri indicate în cerere și o să le comparăm cu ce cunoaște Serviciul Fiscal de Stat despre fiecare gospodărie. Deci vom verifica atât veniturile salariale, veniturile lunare, dar și peste 20 de tipuri de venituri anuale, cum ar fi venituri din dividende,
venituri din închirierea unor apartamente, din darea în locațiune. În același timp, Ministerul Muncii va avea acces și la datele deținute de Casa de Asigurări Sociale, fiind verificate în primul rând pensiile. Pentru un tablou mai amplu, vor fi consultate și informațiile deținute de către Agenția Servicii Publice, Cadastrul Bunurilor Imobile, dar și instituțiile bancare, pentru a cunoaște dacă gospodăria are credite ipotecare. Nu este clar însă deocamdată care gospodării vor fi eligibile de a primi ajutor și care va fi valoarea acestor compensații. Cu privire la venituri și valoarea compensației, în timp apropiat, în cadrul guvernului, noi vom aproba o hotărâre de guvern, după care noi vom comunica toate aceste detalii. Potrivit lui Buzu, ajutorul sub formă de bani și nu în factură va fi mai simplu de administrat. Când ai peste 12 furnizori de energie cu procese interne de invoicing și așa mai departe, este o muncă foarte complicată, este un calendar foarte îngust. Experiența noastră pe alte programe și experiența altor țări arată că pe termen mediu tranziția la plata monetară este cea mai eficientă. Noi putem să controlăm și este mai simplu de administrat din perspectiva ministerului. Dar se pare că ministerul nu va avea pârghii să verifice dacă banii într-adevăr au fost folosiți pentru achitarea facturilor. Riscul de neachitare de către cetățeni după noi este unul foarte mic. În primul rând, noi pornim la premisa că noi avem încredere în cetățenii Republicii Moldova. Ei știu cel mai bine cum să gestioneze banii din gospodărie. Alexei Buzu a anunțat că în prima zi, în programul de compensații, au fost depuse deja peste 50.000 de cereri. În ultimele două sezoane reci au fost înregistrate peste 700.000 de cereri, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Programul Ajutor la Contor a fost creat în 2022. Poliția anunță reținerea unui complice a celor 5 persoane care au încercat să incendieze ușa de la intrarea în sediul CEC, dar și mai multe mașini de poliție. Este vorba de un bărbat de 31 de ani care a avut rolul de a examina teritoriile unde aceștia trebuiau să acționeze. Работает управление по борьбе с организованной преступностью. Фамилия, имя, отчество. В последнее время был у Центральной избирательной комиссии. Гулял. Что там делал? Сколько раз? Два раза. Bărbatul a fost reținut aseară la domiciliul său din capitală. În același timp, responsabilii IGP anunță că un automobil de serviciu al poliției a fost incendiat chiar în ziua alegerilor de duminică, fără a oferi alte detalii. Celelalte 5 persoane, 3 bărbați și 2 femei, se află acum în arest în penitenciar. Primarul Capitalei Ion Ceban a prezentat raportul de activitate al primului an din cel de-al doilea mandat. În discursul său, acesta a declarat că 40% din promisiunile electorale deja au fost îndeplinite și că împreună cu echipa va munci în continuare pentru binele oamenilor. De partea cealaltă, comunitatea Primăria Mea, care monitorizează activitatea autorității publice locale, spune că lucrurile nu stau atât de bine cum le prezintă edilul și că primăria are de lucru la capitolul probleme sistemice, cum ar fi sistemul pluvial sau construcțiile haotice. La o tribună instalată în holul primăriei, cu toată echipa sa în spate, Ion Cepan a prezentat raportul de activitate al primului an din cel de-al doilea mandat. Declar ferm că deja am implementat și sunt în implementare aproape 40% din programul electoral propus de mine și colegii mei. Da, cu siguranță în Chișinău se întâmplă anumite schimbări vizibile, care reprezintă meritul autorităților publice, dar și obligația acestora, dar este important de pus accent pe calitatea și sustenabilitatea acestor schimbări. Ion Cepan a vorbit despre realizările sale pe domenii. A început cu reparația drumurilor. Doar în ultimul an, 2024, zeci de kilometri de drumuri au fost reparate și modernizate. Bulevardul Decebal, strada Alba Iulia, bulevardul Mircea cel Bătrân, nodul rutier Visterniceni, nodul rutier Renașterii, calea Orheiului. În continuare punem accent pe amenajarea drumurilor de acces în curțele de bloc, grădinițe, școli și instituții sociale. Zeci de drumuri de acces au fost deja reabilitate în toate sectoarele capitalei. În ultimul an, zeci de kilometri de trotuare au fost construite. Din păcate, nu s-a referit la calitatea acestora și procesul decizional în acest sens. Noi vedem cum pe porțiuni de drum care recent au fost reparate, deja apar fisuri. Alt exemplu, reparația podului de la Mihai Viteazu, care durează deja exagerat de mult. Atunci când are loc reparația trotuarelor, despre care s-a menționat atât de mult, foarte des creează disconfort pentru pietoni, nefiind amenajate adecvat căi de ocolire acestor
trotuare. Ion Ceban a mai vorbit despre amenajarea terenurilor de joacă și de sport, a zonelor de odihnă și reabilitarea de parcuri și scoaruri. Primarul s-a lăudat că au fost construite și locuri de parcare, care oricum nu sunt suficiente în oraș. Un exemplu este crearea în acest an a 80 de locuri de parcare pe Bulevardul Mircea cel Bătrân. Doar în ultimul an am creat peste 7 km de benzi speciale transportului public. În ultimul an am adus 20 de troleibuze, iar alte unități urmează să ajungă în scurt timp la Chișinău. Continuăm să investim enorm în educație. 3,5 miliarde de lei din bugetul municipal sunt destinați domeniului educației. Doar în ultimul an, spre exemplu, am deschis complexul educațional STEAM. Dar, din păcate, el nu s-a referit la mai multe probleme sistemice cu care se confruntă orașul nostru. De exemplu, inundațiile și lipsa unui sistem adecvat de scurgeri pluviale, fondul locativ învechit, ascensoarele cu termen de exploatare depășit, care reprezintă un pericol pentru locuitori, construcțiile haotice și faptul că nu avem până în prezent un plan urbanistic general actualizat. Primarul a vorbit și despre faptul că acum în capitală sunt sute de proiecte în derulare și că tot ce a promis în campania electorală va fi realizat. Ion Ceban este primar al Chișinăului din anul 2019, iar anul trecut a mai câștigat un mandat. Un mistreț a fost salvat de polițiștii de frontiere în apropiere de Leușeni după ce a rămas prins în una din capcanele ilegale ale braconierilor. Hai tu doar tai! Tai la zduc! Intervenția rapidă a echipei de patrulare a permis eliberarea animalului fără nicio rană. Patru bărbați au fost amendați. Revenim cu detalii în jurnal. CNA a efectuat azi percheziții într-un caz de delapidare a fondurilor europene. Angajații Mol Silva ar fi gestionat fraudulos peste 10 milioane de lei destinate reconstrucției mai multor imobile din cadrul rezervației Prutul de Jos. Mai exact, potrivit Centrului Anticorupție, ar fi folosit doar jumătate din banii alocați pentru renovarea unui imobil și construirea unui garaj, iar restul au fost furați. 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate. Potrivit ofițerilor Centrului Național Anticorupție, angajații Unității pentru Implementare, instituție pe lângă agenția Mol Silva, ar fi gestionat fraudulos peste 10 milioane de lei în procesul de reconstrucție a mai multor imobile din cadrul rezervației biosferei Prutul de Jos din satul Slobozia Mare. Din investigațiile preliminare la reconstrucția unui imobil existent și la proiectarea unui garaj în suma totală de 7,4 milioane de lei, agentul economic ar fi utilizat doar 3,7 milioane de lei, iar diferența de aproximativ 4 milioane de lei ar fi fost delapidată. Autoritățile nu ne-au oferit detalii despre ce imobil este vorba și de cine a fost contractat agentul economic. Astăzi, ofițerii CNA și procurorii din cadrul Procuraturii Chișinău au efectuat percheziții acasă la 5 persoane, printre care ex-conducătorul Unității de Implementare a Proiectului, reprezentantul agentului economic și reprezentantul companiei de proiectare. 3 persoane urmează a fi recunoscute în calitate de bănuit și cercetate în stare de libertate. Am sunat reprezentanții Mol Silva pentru o reacție, însă aceștia nu ne-au răspuns la telefon. Într-un comunicat de presă, reprezentanții Mol Silva susțin că faptele investigate de CNA la rezervația naturală Prutul de Jos au avut loc în perioada anilor 2014-2016 și că agenția acordă tot suportul necesar organelor de anchetă și oferă asistență pentru elucidarea tuturor circumstanțelor și atragerii la răspundere a angajaților implicați. Un accident grav s-a produs aseară în apropierea satului Chetrosu din Drochia. Un bărbat a murit pe loc după ce mașina în care se afla a fost lovită de un automobil care a intrat pe contrasens. 3 persoane au ajuns la spital. Din imaginile surprinse la locul accidentului se văd mașinile grav avariate. În urma impactului, una s-a răsturnat, iar alta a fost distrusă în partea din față. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat după ce șoferul uneia dintre mașini a efectuat o depășire neregulamentară. A intrat pe contrasens și s-a lovit frontal de un autoturism, la volanul căruia era un bărbat de 42 de ani. Un pasager din această mașină a decedat. Cei 2 șoferi și încă un bărbat au ajuns la spital cu diverse traumatisme.
Braconaj la frontieră, un mistreț de aproximativ 100 de kilograme prins în capcanele ilegale ale braconierilor a fost salvat de polițiștii de frontieră în apropiere de Leușeni. Animalul a scăpat nevătămat și a fost eliberat. Patru bărbați care încercau să-l captureze au fost amendați. Așa a fost prins mistrețul, prins într-o capcană de polițiștii de frontieră de la Leușeni, în pădurea din apropierea satului Cotul Morii. În urma unor raiduri de verificare desfășurate în zona de frontieră, au fost găsite patru capcane ilegale de tip lanț, amplasate în scopul capturării faunei locale. În una dintre aceste capcane se afla un mistreț prins. Imediat au fost chemați și inspectorii de mediu din Hâncești. Mistrețul a fost eliberat. Atunci tai. Tai la zduc. Potrivit inspectorilor de mediu, mistrețul nu prezenta leziuni și a fost eliberat în habitatul său natural. Totodată, în timpul investigațiilor, au fost surprinși patru bărbați în timp ce încercau să captureze mistrețul prins. Aceștia s-au ales cu un proces verbal și o amendă de 3.000 de lei. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că braconajul reprezintă o amenințare serioasă pentru biodiversitate și solicită cetățenilor să respecte legislația de mediu. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Lughin se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună seara! Bună seara, Diana! Bună seara tuturor! Diana, spune-mi, te rog, când ai fost ultima dată la un concert și la cine? Mi-e rușine să zic, dar de mult nu am fost la un concert. Nu prea am timp pentru asta, deși tare aș vrea. Dar de ce să-ți fie rușine? Poate nici nu-ți place. Nici. Ține de cultură, de fapt. Îmi place să merg la concerte. De cele mai multe ori am oportunitatea să savurez din ele atunci când am filmări. Și asta e bine. Înseamnă că ai fost la multe concerte. La multe, la multe. Gratuit. Gratuit, da. Un pic de treabă acolo, dar ai reușit să te bucuri și de atmosfera asta. Uite că astăzi la emisiune discutăm despre un concert frumos și destul de surprinzător care are loc în câteva zile. Este vorba despre concertul lui Adrian Ursu, care astăzi, după o lungă pauză, vine la noi. Avem multe subiecte de discuții despre unde a dispărut, de ce nu se mai aude nimic despre el, de ce a dispărut din vizorul opiniei publice. La toate aceste întrebări ne va răspunde Adrian Ursu astăzi la O seară perfectă. Nu a fost la O seară perfectă de 4 ani, a dispărut și de pe online, dar și de pe marile scene. Adrian Ursu revine cu noutăți. Frumoasa mea, aleasa mea, mireasa mea, pe cerul meu ești ca o stea, ești dragostea. Despre noul clip, despre noutățile din viața lui, dar și despre pauza din showbiz, afli astăzi la O seară perfectă. Dansuri populare japoneze, arte marțiale, robotică și alte tradiții ale culturii nipone au fost celebrate astăzi la Florești. Ambasada Japoniei a venit în vizită în nordul țării în cadrul unui proiect de promovare a culturii nipone și gazdele s-au pregătit și i-au întâmpinat pe oaspeți cu dansuri tradiționale. Așa au marcat zilele culturii japoneze locuitorii din Florești. Spun că tradițiile niponele sunt cunoscute, iar de mai mulți ani în localitate se predau arte marțiale. Eu văd cultura japoneză pentru noi ca o experiență de neuitat și o experiență destul de nouă pentru Moldova, mai ales pentru orașul nostru Florești. Eu practic karate kyokushin de aproape 10 ani și dețin la moment cetura galbenă cu trese verde. Pentru mine, cultura japoneză înseamnă demnitate, respect, comportamentul nostru și mă mândresc fiu și anul ăsta aici să pot participa. Și gazdele s-au pregătit de oaspeți, cum știu mai bine, și au dansat așa ca la nord.
iar copiii l-au întâmpinat pe ambasadorul Japoniei cu pâine și sare și l-au salutat în niponă. Deși geografic Japonia este departe de Republica Moldova, această inițiativă culturală unică din Florești ne apropie. Evenimentul care celebrează cultura Japoniei se organizează la Florești pentru a doua oară, în cadrul unui proiect de parteneriat cultural Moldo-Nipon. La Tbilisi a avut loc aseară un nou protest față de rezultatele parlamentare de sâmbătă trecută. Potrivit diverselor estimări, la acțiune au participat cel puțin 15.000 de oameni. Opoziția, care nu recunoaște rezultatele alegerilor și cere repetarea scrutinului, a anunțat proteste zilnice pentru răsturnarea regimului. Revenim cu detalii în jurnal. Dezastrul provocat de inundațiile istorice în Spania este departe de a se termina. Bilanțul victimelor a depășit 220 de morți și continuă să crească, în timp ce furtunele s-au mutat spre Barcelona, unde au provocat un adevărat haos. Străzile au fost inundate, iar vremea rea a paralizat traficul aerian și circulația trenurilor. Barcelona a fost lovită de această dată de ploile torențiale. Străzile au fost acoperite de apă, la fel și mai multe autostrăzi, în timp ce în toată Catalonia au fost anulate toate trenurile și 70 de curse aeriene. Imagini impresionante repostate larg pe rețelele de socializare surprind vehicule blocate pe o autostradă în apropierea de Barcelona sau străzi inundate în localități vecine. La fel ca în Valencia, oamenii spun că au fost alertați prea târziu, când apele deja invadau străzile. În estul Spaniei, lovit de cele mai distrugătoare inundații din istoria recentă, peste 12.000 de membri ai echipajelor de salvare continuă căutările. Această fată își caută tatăl la 6 zile de când zona a fost inundată. Luego a las 2 de la mañana yo salí a buscarlo con un vecino que me acompañó con una cuerda. Pero no sabemos nada, no lo encontramos, pero y ahora mismo tampoco sabemos nada. No sabemos nada, lo único que pudimos hacer fue poner una denuncia, como, o sea, hacer el procedimiento. Căutarea persoanelor dispărute se concentrează în garajele inundate, dar zonele devastate de puhoaie sunt vaste și în multe locuri intervin și câini special antrenați pentru astfel de situații. În așezările inundate din jurul orașului Valencia, localnicii și voluntarii trudesc cot la cot cu militarii pentru a curăța drumurile, casele și garajele inundate. Dar par cu toții ajunși la capătul puterilor după 10 de ore de muncă fără oprire. Acum oamenii nu au electricitate și nici apă, de aceea pe una din străzile orașului voluntarii au improvizat o bucătărie. Între timp, disperarea îi face pe unii sinistrați să fure mașini care au scăpat de furia apelor revărsate ca să poată fugi din zonele calamitate. Rusia a lansat valuri de drone asupra Ucrainei, inclusiv asupra capitalei Kiev. Un atac rusesc asupra orașului Zaporojie a ucis 6 persoane și a rănit alte 9. De asemenea, un atac nocturn cu bombe aeriene ghidate asupra orașului Kharkov a rănit 2 persoane și a deteriorat ferestrele a 3 blocuri. Un atac cu drone asupra regiunii Sumy a avariat o benzinărie. Armata ucraineană a declarat că a doborât 48 din cele 79 de drone și 2 rachete lansate de Rusia peste noapte. O explozie majoră s-a produs în Zaporojie în această dimineață. Rușii au lansat un atac asupra unei instalații de infrastructură din regiune. Localnicii au publicat doar un scurt video cu o coloană de fum. Kremlinul a lansat 2 valuri de atacuri cu drone și asupra Kievului noaptea trecută și dimineața. Apărarea aeriană le-a interceptat pe toate și nu s-au înregistrat pagube. 48 din cele 79 de drone și 2 rachete lansate de Rusia peste noapte au fost doborâte. Locația altor 30 de drone a fost pierdută.
Sistemul energetic al Ucrainei a pierdut jumătate din capacitatea sa ca urmare a atacurilor constante ale Rusiei, relatează Politico, citând oficiali și experți cu care au discutat despre pregătirea Kievului pentru iarnă. Ca urmare a acestor atacuri constante, orașele ucrainene se confruntă cu pene de curent zilnice de 8-20 de ore. Între timp, șeful armatei ucrainene a avertizat că pe front forțele sale se confruntă cu una dintre cele mai puternice ofensive rusești de la începutul războiului, în timp ce Rusia susține că a capturat mai multe așezări pe linia frontului estic. Kremlinul a înregistrat progrese constante în regiunea Donbass din est, pe care președintele rus intenționează să o cucerească în totalitate. Agenția Reuters, citând date din surse deschise, a relatat că Rusia a avansat în cel mai rapid ritm din cel puțin ultimul an. Potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, Europa nu face suficient în ceea ce privește participarea soldaților nordcoreeni care luptă alături de ruși. Liderul ucrainean susține că 11.000 de trupe ale Pchenianului se află acum în regiunea Kursk. Була сьогодні також окрема доповідь ГУР та служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль. Un oficial de la Kiev a anunțat ieri că trupele ucrainene au avut deja prima confruntare cu soldații nordcoreeni, fără a oferi mai multe detalii. Vârsta este doar o cifră. O demonstrează cel mai longeviv judocan din țara noastră, Mihail Malear. La 80 de ani, conaționalul nostru a devenit pentru a noua oară campion mondial printre veterani. Across the face, a goal headed in! Yeah! He's done it! What an introduction! Harry Wilson makes it 2-1! Se așteaptă o mulțime de faze spectaculoase și în această seară sunt câteva când sunt programate 9 dueluri de gală în Liga Campionilor. Carlo Ancelotti cu Real Madrid va întâlni fosta echipă AC Milan, iar Liverpool o va găzdui pe Bayer Leverkusen. Cealte meciuri sunt programate, vă spunem, la știrile din sport. Mii de georgieni au protestat aseară față de rezultatele alegerilor parlamentare de sâmbătă trecută. Opoziția, care nu recunoaște rezultatele alegerilor și cere repetarea scrutinului, a anunțat proteste zilnice pentru răsturnarea regimului. Potrivit presei locale, în stradă au ieșit cel puțin 15.000 de oameni cu drapele și scandări. Au scandat sloganuri, au fluturat drapele europene, georgiene și ucrainene. Mii de oameni au ieșit aseară în stradă la Tbilisi. Astăzi, protestatarii au mărșăluit într-o coloană din piața Gării până în fața clădirii Parlamentului de pe bulevardul Rustaveli. Oamenii vor un nou rând de alegeri și cer ca acestea să se desfășoare sub supraveghere internațională, însă guvernul respinge această idee. Printre participanții la miting a fost și activista de mediu Greta Thunberg, care a venit să-și arate sprijinul față de Georgia. I'm here to support the fight for democracy and freedom of the Georgian people. Nica Melia, unul dintre liderii opoziției, a anunțat că mitingurile vor fi acum zilnice. Opoziția a respins rezultatele votului din 26 octombrie, care au dat partidul de guvernământ câștigător cu o majoritate de voturi, dar autoritățile au respins o anchetă externă privind presupusele nereguli la urne. Parchetul georgian a deschis miercurea trecută o anchetă pentru investigarea presupuselor fraude electorale și a citat-o pe președinta Salome Zurabishvili să prezinte dovezile în sprijinul acuzațiilor sale, dar ea a refuzat să se prezinte la audieri. Ieri Zurabishvili a făcut o paralelă între țara sa și Republica Moldova, deplângând faptul că, spre deosebire de diaspora moldoveană, cea georgiană nu a putut vota masiv. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!